a devenit o tradiție desfășurarea spartachiadelor sindicaliștilor din Drochia. Scopul acestor competiții sportive este promovarea modului sănătos de viață. Participă 7 sindicate din medicină, din educație, Sindicatul Unit Poșta Moldovici Telecomul, participă sindicatul din MAIE și sindicatul din administrația publică locală. Fiecare echipă este prezentată aici cu președintele comitetului sau consiliului raional al sindicatului. Vom avea și unele, premii mai mult simbolice. Președintele raionului Drochia, Andrei Marian, susține că pe viitor pentru competițiile sportive desfășurate în raion vor fi alocați mai mulți bani. Deci astăzi avem un eveniment foarte important în viața socială a raionului. Vreau să vă spun că pe viitor, toate competițiile sportive vor fi susținute de către Consiliul Raional, deci înțeles cu o inițiativă ca alocările care sunt pentru evenimentele sportive să fie majorate. Participanții au concurat la tragerea odgonului, sărituri în lungime, au jucat volei, tenis și joc de dame. Cum ați văzut dumneavoastră, am sărit în lungime, pe urmă avem de gând să jucăm și un volei și sperăm că să câștigi și mai buni. Cele mai multe victorii la această spartachiadă le-a obținut echipa Sindicatului Educație și Știință, care s-a plasat pe locul întâi la proba tragerea odgonului, jocul de dame și sărituri în lungime. La proba volei, primul loc a revenit echipei Poșta Moldovei. La tenis de masă, cea mai bună a fost echipa Telecomului.